Un autoturism de lux în valoare de 300.000 de lei căutat de autoritățile din Slovacia a fost descoperit în localitatea Vaduizei de către polițiștii de frontieră. Totul s-a întâmplat săptămâna trecută, atunci când polițiștii de frontieră au desfășurat o acțiune pe linia combaterii traficului internațional de autoturisme furate. Astfel, pe raza localității Vaduizei, echipajul a oprit pentru control un cetățean român domiciliat pe raza județului Cluj. Bărbatul în vârstă de 27 de ani conducea un autoturism marca BMW înmatriculat în Slovacia. În urmă a verificărilor suplimentare efectuate s-a constatat faptul că autovehiculul figurează cu alertă în bazele de date, semnalare introdusă de autoritățile slovace la data de 20 ianuarie. În cauză, polițiștii de frontieră maramureșeni efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire conform codului penal, iar autoturismul în valoare de 300.000 de lei a fost indisponibilizat la sediul poliției de frontieră până la finalizarea cercetărilor. În continuare, se fac verificări sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Sighetu Marmației, la final urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.